Jack London, Mihail Câine de Circ, capitolul 1. Cât timp fusese pe bordul vasului Eugenie, Mihail nu plecase niciodată din tulagii ca vânător de negri. Din 5 în 5 săptămâni ancora la tulagii și steamerul Macambo, venind dinspre North Guinea și Shortlands, în drum spre Australia. Într-o seară însă, capitanul Keller, fiind foarte grăbit, îl uită pe Mihail pe țărm. La drept vorbind, nu era nicio nenorocire, pentru că pe la miezul nopții, capitanul Keller se afla din nou pe țărm și urca dealul spre vila guvernatorului, în timp ce echipajul pornea să scotocească împrejurimile și hangarele de bărci. Și iată cum s-au petrecut lucrurile. Cu un ceas mai devreme, pe când Macambo își ridica ancora, iar capitanul Keller cobora de pe Eugenie pe pasarela de la babord, Mihail se urca pe vasul ce tocmai pleca, intrând pe fereastra unei cabine din tribord. Lucrurile s-au petrecut așa pentru că Mihail nu avea încă școala vieții și se aștepta să-l întâlnească pe Jerry pe bordul vasului Macambo. Ultima oară, tot pe un vas, îl întâlnise și se împrieteniseră. Pe Macambo era stewardul, Deg Doughtry, un om ca el ar fi putut să știe mult mai multe lucruri, ba chiar ar fi putut să facă o treabă mai bună în viață dacă nu s-ar fi lăsat amețit de faima pe care o avea. Fire veselă și blândă, puternic și bine legat, îi se dusese vestea că în 20 de ani nu lipsise o singură zi de la lucru, dar nici de la cele 6 sticle de bere de câte un litru, nici chiar atunci când, după cum se lăuda el, naviga în apele insulelor germane, unde fiecare sticlă de bere conținea 10 decigrame de chinină împotriva frigurilor. Capitanul de pe Macambo și înaintea lui capitanii de pe Moresby, Massena, Sir Edward Grace și de pe alte vase cu nume ciudate care aparțineau companiei Burns Philip, avea obiceiul să-l arate cu mândrie pasagerilor ca pe o pasăre rară în analele marinăriei. În asemenea împrejurări, Doug Doughtry, care își vedea de treabă jos pe puntea din față, făcându-se că nu vede nimic, dar trăgând cu coada ochiului spre puntea de comandă, de unde îl priveau capitanul și pasagerii, își umfla pieptul de mândrie, pentru că știa ce spune capitanul. Priviți-l, vă rog, ăsta-i Doug Doughtry, omul butoi. În 20 de ani de serviciu pe mare n-a fost niciodată nici beat, nici treaz, și n-a uitat niciodată de cele 6 sticle de bere pe zi. Când îl vezi, nu-ți vine a crede, dar vă asigur că așa e. Eu unul nu-l pot înțelege, dar îl admir. Totdeauna e la punct cu serviciul, ba chiar mai mult. Uneori face de 2 ori mai multă treabă decât îi se cere. Mie, un singur pahar de bere mi-ar arde stomacul și mi-ar tăia pofta de mâncare. El însă parcă înflorește. Priviți-l, vă rog, uitați-vă la el. Și astfel, știind ce spune capitanul despre el și umflându-se în pene de grozăvia lui, Deck Doughtry își vedea și mai cu râvnă de lucru pe vas, ba mai răpunea o sticlă, a 7-a, ca să le arate el ce poate. Avea o faimă ciudată, la fel de ciudată cum sunt și unii oameni, iar în această faimă, Deck Doughtry își găsea însăși justificarea existenței lui. De aceea își închinase energia și viața acestei faime de băutor, iar în timpul liber lucra piepțeni din carapace de broască țestoasă și podoabe pentru păr pe care le vindea. Era destul de iscusit și în alte privințe, se pricepea de pildă să fure câte un câine. Cineva trebuia să plătească cei 6 litri care, înmulțiți cu 30 în decurs de o lună, se ridicau la o sumă frumușică și cum acel cineva era chiar el, Deck Doughtry găsi cu cale că trebuie să-l îmbarce pe Mihail pe Macambo prin sabordul de la tribord. Și așa, în seara aceea, pe când se întreba în zadar ce se întâmplase cu baleniera care îl adusese la mal, Mihail îl întâlni pe țărm la tulagii pe stewardul cel scund, gras și cărunt. Între cei doi, prietenia se legă aproape pe loc. Mihail era mai prietenos decât Jerry, cu toate că nu cunoscuse decât puține albi. Mai întâi cunoscuse pe Mr. Hagin, Derby și Bob din Meringe,
apoi pe capitanul Keller și pe secundul acestuia de pe Eugenie și mai târziu pe Harley Cannon și pe ofițerii de pe Ariel. Pe toți, fără excepție, îi găsise foarte diferiți, încântător de diferiți de hoardele de negri pe care fusese învățat să-i disprețuiască și să-i tiranizeze. Iar Dick Doherty, încă de la primul lui salut, când îi spusese: „Hei, câine de alb, ce cauți tu pe aici, prin țara asta de negri?”, nu se arătase cu nimic deosebit de ceilalți. Mihail îi răspunsese sfios și distant, atitudine ce era desmințită de freamătul ce îl făcea să-și ciulească urechile plin de neastâmpăr, în timp ce ochii îi luceau. Lui Dick Doherty, care de la prima vedere știa cu cine are de-a face, nu-i scăpă nimic din toate acestea. El îl cercetă pe Mihail la lumina felinarelor pe care negrii le țineau în fața balenierelor, ce își descărcau mărfurile. Stewardul constată la repezeală două lucruri, că era un câine simpatic, vesel și că făcea parale bune. Constatând acestea, Dick Doherty aruncă o privire fugară în jur. Nu-l văzuse nimeni, nu erau decât negri pe acolo și privirile lor erau întoarse spre mare, de unde un zgomot de vâsle venit din beznă îi vestea că trebuie să fie gata să primească încă o barcă cu marfă. Mai la dreapta, sub un alt felinar, izbuti să recunoască pe secretarul guvernatorului și pe supercargoul de pe Macambo, care discutau cu aprindere despre cine știe ce greșeală strecurată în foaia de conosament. Stewardul mai aruncă o privire scurtă spre Mihail și se hotărâ. Se întoarse cu un aer nevinovat și o porni în lungul țărmului, ieșind din cercul de lumină al felinarului. La vreo 100 de pași mai încolo se așeză pe nisip și așteptă. „Dacă nu face 20 de lire, nu face un penny”, își spuse Dick Doherty. „Dacă nu iau 10 funzi pe el, ca să zic și mulțumesc cu coană, înseamnă că nu-s decât un bețivan prost care nu e în stare să deosebească un terier de un ogar. Iau eu 10 funzi pe el în orice crâșmă, în port la Sydney”. Și perspectiva celor 10 funzi transformați în sticle de bere de câte un litru dădu naștere în închipuirea lui unei vedenii uriașe și strălucitoare, ceva ce aducea foarte mult cu o berărie. Tresări, auzind umbletul grăbit și adulmecatul câinelui pe nisip, totul se petrecea așa precum nădăjduise. Câinele îl îndrăgise din prima clipă și se luase după el. Dick Doherty avea un fel al lui de a se purta, un fel cu care Mihail se obișnui din clipa în care mâna omului se întinse și îl înșfăcă de falcă și de pielea grumazului pe sub ureche, dar în această atingere Mihail nu simți nicio amenințare, nimic care să-l sperie. Era un gest sincer, prietenos, care îi trezi încrederea, un gest aspru și totuși nevătămător, care fără vreo amenințare impunea respect și lâmbia la o supunere oarbă. Era obișnuit și socotea că e foarte firesc să fie apucat așa ca între prieteni și scuturat de către cineva cu totul străin, care să-i murmure pe un ton vesel: „Așa, băiete, ia stai pe aici, că poate într-o zi ai să ajungi și tu domn mare”. De bună seamă, Mihail nu mai întâlnise un om care să-i placă și pe care să-l îndrăgească atât de repede. Dick Doherty știa în mod instinctiv cum să se poarte cu câinii, de felul lui nu era un om crud. Niciodată nu trecea măsura nici cu poruncile și nici cu alintările. Nu stăruise prea mult ca să-i câștige prietenia lui Mihail și ceea ce făcuse fusese într-un fel care nu trăda că ar fi dorit-o. Îl scuturase doar puțin tel de falcă, un simplu început, și dăduse drumul făcându-se căluită cu totul. Își aprinse apoi pipa, scăpărând câteva chibrituri ca și cum vântul i le-ar fi stins pe rând, dar pe când bețele de chibrit ajungeau să-i ardă degetele, iar el se făcea de zor că trage din pipă ca să o aprindă, ochii lui albaștri, mici și pătrunzători, îl cercetau atent, pe sub sprâncenele stufoase și cărunte, pe Mihail. Iar Mihail, cu urechile ciulite și cu privirea țintită, se uita la acest străin fără să-i se pară câtuși de puțin străin. Și dacă îl durea ceva, era tocmai faptul că minunatul zeu cu două picioare nu-i dădea nicio atenție,
Încercă să-l cheme la joacă, ca să se cunoască mai bine. Se ridică brusc în două labe, întinzându-se apoi pe pământ cu trupul îndoit din șale. Descrise o asemenea curbă încât aproape că atingea nisipul cu pieptul. Ciotul lui de coadă se agita în semn de bucurie și scoase un lătrat ascuțit și rugător. Dar omul continua să se arate nepăsător și să tragă mai departe din pipă în bezna ce se așternu după ce se stinse și cel de-al treilea chibrit. Nu știu ca cineva să fie ademenit vreodată un animal cu mai multă viclenie spre a-și ascunde josnicul gând al trădării ca acest steward bătrân care își făcuse faima că bea 6 sticle de bere și care acum voia să-l întărâte pe Mihail. Pentru că îndată ce Mihail, care se simțea oarecum jignit de nepăsarea omului, de se zburli nerăbdător și dădu să plece acesta, se întoarse repede spre el, chemându-l răstit. Stai, aici, stai aici! Și când Mihail păși spre el și începu să-i adulmece pantalonul îndelung și stăruitor, Dick Doherty își râse în barbă și folosi această apropiere ca să-l cerceteze mai bine, aprinzându-și din nou pipa și admirând minunata linie a acestui câine. E grozav, spuse el cu glas tare și foarte satisfăcut. Măi, băiete, te pomenești că ești în stare să iei și premii la vreo expoziție de câini. Un singur lucru nu prea merge, urechea. Mai, maică, m-aș încumeta eu să o îndrept cu fierul de călcat. Bineînțeles că un veterinar s-ar pricepe și mai bine. Puse nepăsător mâna pe urechea lui Mihail și degetele lui începură să o mângâie la rădăcină, în locul unde ea se ascundea în grosimea pielii ce acoperea craniul. Lui Mihail îi plăcu. Nu i se mai întâmplase ca vreun om să-și întindă mâna atât de aproape de urechea lui fără să-l doară. Aceste degete îi pricinuiau o plăcere fizică atât de mare încât îl făceau să se încolocească. După aceea, Dick Doherty îl trase ușor de ureche, mângâindu-i o prelung și lăsându-o să-i alunece printre degete. Mihail simți un fior prin toată urechea până la rădăcină și așa omul continuă să-i mângâie când o ureche, când alta. Mormăia cuvinte pe care Mihail nu le putea înțelege, dar știa că lui erau adresate. E în ordine, frumos cap, murmură Dick Doherty pe când degetele îi lunecau pe capul câinelui. Aprinse apoi un chibrit. Nici o cută. Fălci zdravene, face prăpăt cu ele. Fața nici prea grasă, nici prea slabă. Își vârâ degetele în gura lui Mihail și constată că avea colți puternici și regulați. Îi măsură lățimea spinării și a pieptului, după care l-apucă de o labă. Mai aprinse un chibrit și cercetă toate cele 4 labe, negre, negre, până în vârful unghiilor. Făcu Doherty. Nu cred să fi existat câine cu labe mai zdravene, cu gheare mai puternice și mai arcuite. Tocmai cum trebuie, nici mici, nici mari. Pun rămășag că taică-tu și maică-ta au luat și ei vreun premiu la vremea lor. Pe Mihail, această cercetare amănunțită începea să-l neliniștească, dar Doherty, care tocmai examina coapsele și tăria încheieturilor, se opri brusc și l-apucă de coadă cu degetele lui vrăjite, încercându-i mușchii la rădăcină, apăsându-l și ciupindu-l de șira spinării, în locul de unde pornea coada. Apoi o răsuci, într-un fel cum nu prea s-ar fi cuvenit. Mihail era în extaz și își mișcă coapsele dintr-o parte într-alta, lipindu-le de degetele care îl mângâiau. Omul apucă câinele cu palmele de ambele părți și puțin pe dedesubt și îl ridică dintr-o dată, dar înainte ca Mihail să se fi speriat, îl și lăsase jos. 26 sau 27, pun rămășag că ai trecut de 25 și că atunci când o să-ți atingi greutatea o să ai chiar 30, îi spuse Dick Doherty. Eh, și 10 de impresari visează plafonul de 30 și la urma urmelor poți oricând să mai dai jos câteva uncii. Ești un câine în toată legea, numai bun pentru curse. Ai greutatea care se cere și nu te dai bătut cu una cu două. Domnule câine, ai greutatea reglementară și urechea ți-o poate îndrepta orice doctor de câini care își cunoaște meseria. Pun rămășag că la Sydney am să găsesc peste 100 de amatori gata să dea pe loc chiar mai mult de 20 de lire, doar ca să se cheme că sunt stăpân.
Apoi, pentru ca Mihail să nu cumva să-și ia nasul la purtare, Dorothy se lăsă pe spate și aprinse din nou pipa și se făcu că nici nu mai știe de existența lui. Cum nu voia să-i cerșească el lui Mihail bunăvoința, se hotărâ să-l lase pe câine să facă asta. Și Mihail nu întârzie să o facă. Începu să se frece de genunchii lui, vârându-i capul între palme și rugându-l să-l scarpine în urechi, să-i răsucească coada, lucruri care îi făceau atâta plăcere. Dar Dorothy îl apucă de bot și, împingându-i capul când înainte, când înapoi, începu să-i vorbească. Al cui ești? Îi fi câinele vreunui negru și asta nu se cuvine. Te-o fi furat vreun negru și asta ar fi ceva îngrozitor. Ia gândește-te ce soartă nenorocită a unii câini. Ce rușine a naibii, niciun alb n-ar putea să îndure ca un negru să aibă un câine ca tine și știu eu pe unii aici care n-ar face-o. Auzi vorbă, să fii al unui negru care să nu știe cum să te crească. Sunt sigur că ai fost furat de vreun negru. De-aș da eu peste el, ai vedea atunci cum aș scoate untul din el, zău așa. Arată-mi-l doar și ai să vezi ce-i fac. Auzi vorbă, să-ți poruncească ție un negru și tu să-l slugărești. Nu, domnule câine, de azi înainte n-ai să mai faci așa ceva. Hai să vii cu mine și mi-închipui că nu mai e nevoie să te rog. Dec Dorothy se ridică și o porni agale în lungul țărmului. Mihail îl urmări cu privirea, dar rămase pe loc. Ar fi vrut să-l urmeze, dar nu-l chemase. În cele din urmă, Dorothy șuieră încet, atât de încet încât abia de se auzi el însuși, își dăduse seama că șuierase mai mult după mișcarea buzelor decât după sunet. De la depărtarea la care se afla Mihail, nici o ființă omenească nu l-ar fi auzit. El însă l-auzi și o porni pe urmele omului, sărind de bucurie.